unor întrebări care mi s-au ridicat mie, pe care le-am dezbătut cu autorul, și să mai adaug ceva la celebra civilizare romană a dacilor. Mă mai interesează și acest om, care este o ciudățenie în raport cu problema pe care o ridic. Această trilogie a sa este de-a dreptul shakespeariană, în care dezvoltă o temă de la începutul calm până la sfârșitul tragic, la sfârșitul ca în tragediile antice, în care ne pare rău pentru ceea ce se întâmplă, dar nu ne putem împotrivi. De la început țin să anunț că columna lui Traian, făcută de Apolodor din Damasc, deci n-avea nicio treabă cu romanii, era de fapt Axis Mundi, un fel de mică statuietă, un fel de icoană pe care o aveau dacii în casele lor. Pe această columnă, până atunci nu existaseră columne. Existau tot felul de trofee, dar columnă nu. Această columnă pe care se desfășoară această tragedie a dacilor, tot ei, romanii, latinii de mai târziu, italienii, îl pun sus pe Sfântul Petru. Deci, dacii au ajuns la Dumnezeu. Dacii care mureau cu pământul pe burtă, știind că ajung la Zamorsis. Cât despre civilizarea romană, având în vedere numai regulamentul militar al întreținerii armatei, cu solde, cu organizare și mai ales cu sporia, cu tot ce aveau de adunat pe unde atacau. Această sporie nu era a soldaților, se strângea grămadă și se împărțea cu împăratul, cu conducere. Întrebarea care se naște este, au venit să ne civilizeze sau au venit să fure? Răspunsul îl dă istoria și acest om calculează, în baza datelor, cam ce cantități de aur s-au furat din Dacia și de Argentina. De aproape cu aproape 1000 de tone mai mult decât se recunosc în alte documente pe plan mondial. Îmi pun întrebarea, este posibil ca un om istoric sau nu să poată pătrunde atât de adânc în vechime și să aducă la suprafață ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat? În litera 13 băgam un articol de fond în care recunosc că mi-a venit ideea de la ceea ce am citit la Marian Gheorgheanu, în care vorbeam despre artă și istorie. Dacă prezentul este poarta prin care viitorul curge spre trecut, atunci istoria nu poate fi decât o cartografiere a faptelor întâmplate. Iar arta s-a dovedit a fi previziunea celor ce vor întâmpla, mai mult sau mai puțin explicit. Dovadă? Vezi Leonardo care descoperă, preconizează obiecte, aparate, științe, legi ce vor apărea abia peste 3-4 secole. Vezi expresionismul și fovismul cu violențele cromatice, cu strigăte care presimă războiul. Cataclismul socio-uman. Vezi absurdul și exclusivismul curentelor generate de opresiunea dictaturii sovietice. Arta sub valorii a proletcultismului și eșecul răsărător al artei ca necesitate socială. Vezi penetrarea în intimitatea materiei și propulsivele cosmice cu mulți ani înainte decât fizica și astronomia. Care este locul istoricului în clipa prezentă? Cum se poziționează el în această parte îngustă ce nu va fi continuu pentru nimeni și niciodată?
cel apropie și cel de sparte pe acești călători pe axele timpului, unul în jos spre începuturi și altul în sus spre nemărginirile posibilităților și variantelor inimaginabile ale viitorului. Istoricul înarma cu legi, cu unelte infailibile, cu unități de măsură, cu dovezi directe și indirecte, pretinde că extrage adevărul, realitatea, că poate descrie, înțelege cum a fost, ce au fost și cum au curs oamenii și faptele lor materiale și spirituale la un moment dat. Chiar dacă nu le știe limba, nu le-a simțit ritmul vieții diurne, nu le-a auzit sonoritatea muzicii, istoricul descrie viața lor de acum 1000 de ani, de acum 2000 de ani, 10.000 de ani, de parcă ar vorbi despre bunicii săi. Dar despre trăirile, imaginația, pulsul, sentimentele, nu ne zice nimic. Istoricul leagă trăirile, imaginația, pulsul, sentimentele, istoricul leagă, completează, decodifică cu uneltele sale, după regulile sale și imaginează. Da, imaginează ce și cum a fost, totul prin mintea sa, prin experiența sa contemporană. Artistul este cel care creează din incertitudini alte incertitudini, din păreri, din vise, din chimere, alte păreri, alte vise. El sondează dincolo de aparență, fără unități de măsură, căci trăirea este incomensurabilă, fără aparate, bazat doar pe instinct, pe subconștient, pe această revoltă a celor scuși generație după generație, ce și-au lăsat urmele, ori mai bine zis, s-au urcat în viitorul lor, până în prezentul subconștientului artistului de azi. O mișcare stranie, o tindere spre continuitate venind din trecut, semnalele prin subconștientul artistului devin prezent. Acesta pipăie variantele lui pâine. Trecutul se ridică prin prezent spre viitor. Iată taina valabilității operei în timp. Dacă pentru istoric există perfecționarea uneltelor, acumularea de date, dovezi și teorii, descoperiri și obiecte materiale care pot fi cercetate, argumentate, atunci el se adâncește și călătorește prin trecut ca prin propria lui viață. Artistul este obligat să-și creeze tot, să ia de la început, să pornească geneza, să-și facă stagiile de creștere, să-și creeze coduri și legi și ca un demiurg să traseze arealuri sacre, momente de miracol, religii, știință despre marele tot, despre marele necunoscut viitor. Cum procedează artistul? Care este calea? Artistul sapă în el, se autodescoperă, se autodefinește, se autoflagelează și se oferă pradă și hrană pentru ceilalți. El apelează la căile subconștientului. Devine o antenă ce captează energie din spațiu, ori universuri necunoscute, nepermise abordărilor pe calea simțurilor umane. Deci opera de artă care trece prin secole, indiferent de haina ei sau a timpului, când e evocată, este o lecție de viață pentru morții ce au creat-o spre a reînvia. Ajungem la ea așa cum a ajuns și artistul prin autoflagelare, prin sondare subconștient, prin lepădare de realitate banală a noastră, a tuturor, spre a trăi realitatea lui. Realitatea ce va deveni și a noastră prin asumare, cum tot prin imaginație. Iată o legătură între istoric și artist, probabil singura și poate chiar nici aceasta pe deplin explicită. Deci pentru a imagina ceva, trebuie să știi, să vrei și să poți să trăiești dincolo de real, de să creezi o altă realitate, să faci altă. Istoricul trebuie să fie un artist în devenire pentru a deveni credibil. Oare așa s-a născut literatura istorică? Dar istoria literaturii. Căci despre cei ce trag cu ochiul ce se împomnează a fi ceea ce nu pot fi niciodată, nu-i pot numi decât simplu voci, că se vin și se pură astea altă idee. Deci, susțin și am văzut o emisiune în ultimele 2-3 săptămâni la televizor în care s-au făcut niște experimente foarte profunde și strane asupra dezvoltării creierului și asupra capacităților omului.
Din punct de vedere anatomic, din punct de vedere al funcționării, toți suntem la fel. Folosim aceeași mașină. Dar fiecare e unic. Cum se întâmplă asta? Când judecăm, când gândim, neuronul fixează anumite enzime, dă anumite combinații care dau anumite semnale. E bine, la toată lumea e la fel. Dar nu toată lumea e la fel, fiecare este el. Apar oameni care dintr-o dată izbucnesc în urma unor acumulări, probabil, așa cum a izbucnit Marian Iurea, și vin cu o sumetenie de amănunte și de date atât de viabile și de credibile, încât nu poți să crezi că nu a avut un film a ceea ce spun. Tot în acel experiment se făcea o experiență, că în timpul gândirii pus pe televizor, pus pe vizual, în timpul gândirii creierul emană unde? Emană unde în spațiu, care aceste unde se duc și care aceste unde seamănă cu undele emanate de pământ. Din pământ vin, pământ vei merge. Dar ce ziceau la pământ, la cer, axis mundii, el a răsărit până la apus. Marian amintește undeva în celelalte cărți, când dacii îi luau întrebacă pe creștini inițial că au luat axis mundii și l-au pus pe bisericile lor, crucea. Semnul crucii este folosit ăștia 2000 de aproape 5000 de ani pe teritoriul țării noastre. Ce este formidabil în această trilogie? Cum se rotesc în spațiul imens din, să zicem, câmpiile Nistrului în pusta Panoniei, în Mioșia Inferioară, aceste triburi între care singura și cea mai puternică legătură este aceea a credinței. Iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Această legătură care menține statul dac și care îl formează este liantul care adună diferite centre de putere administrativă, economică, militară, care se formează în arealul dacic, scitic, getic și, mă rog, cum mai vreți să spuneți, tot ăla e. Aceste centre de putere erau legate de zona centrală, de areopagul celor 80 de înțelepți, bătrânii care comunicau mental unii cu alții, bătrânii care prin meditație puteau. Aceasta era legătura formidabilă pe care o țineau între triburi aceste persoane deosebite și care Marian le prezintă și într-un final formidabil în Marele Templu Rotund de la Sfântul Egiptuza, dar prezintă și diferiți preoți itineranți pe acest traseu.